Sunt tatălui Alex. Alexandra? Nu, Bianca, verișoara ei. De ce? Tu ești verișoara ei? Da. Ce treabă are ea cu băiatul meu? Păi cum, ce treabă are? Păi e prietenul ei. Dar ea s-a culcat cu el? Nu. Că eu l-am găsit cu prezervative în buzunar. Păi, o fi fost, dar nu pentru vara mea. Nu pentru vara mea. Nu cred că vara mea nu a povestit asta. Mi-a zis că nu a făcut nimic și că nu o să facă până mai încolo. Până când? Nu știu, mai durează. Doamna e acasă? nu e. Daniel Buzdugan sunt. Mi-am dat seama, eram sigură. Ai, păi și mă ții la telefon așa. Dar unde e, că eu vreau să-i fac farsă doamnei? Păi da, știu, dar eu v-am trimis numărul de telefon al ei în al doilea mail. Și vreau să-i faceți, dacă se poate, pe 22 septembrie, că atunci e ziua ei. Maică-sa e mai dură, așa, nu? Da, foarte dură, dacă îi controlează orice lucru pe care îl face. Orice lucru pe care îl face, îl controlează. Și asta ar fi super tare, dacă i-ați face. Să rămână, stimată doamnă. Bună ziua, bună ziua. Sunteți mama Alexandrei? Da. Sunt tatălui Alexandru. Da? Da. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră știți că copiii ăștia au o relație. De o prietenie copilărească, aș spune așa. Așa știu eu. Eu știu de o prietenie copilărească, da. Știu că este prietena lui Alexandru. A făcut ceva mai grav? Nu, doamnă, dar eu nu vreau să dau un cuscrie. Adică copilul meu, cum să zic eu, are 17 ani, nu îi trebuie lui femeie la vârsta asta. Nu vă înțeleg aluzia, la ce vă referiți. L-am luat, l-am cerut de bărba, l-a cerut aia mică, s-a făcut ceva grav în sensul ăsta? Nu vreau deocamdată să ne încuscrim. Poate că nici eu. De ce ați crezut dumneavoastră lucrul ăsta? De ce ați crezut dumneavoastră că eu doresc lucrul ăsta? I-am găsit prezervative într-o zi la el în buzunar. Asta, spuneți ceva grav. Mi-a zis că a fost cu fetița dumneavoastră, doamnă. Unde anume? Îmi spuneți lucruri foarte grave, că nu le-aș accepta nici eu, vă dați seama. Dumneavoastră a dus-o la un control? Nu, păi, n-am crezut că este cazul. Nu am crezut că este cazul. Deci dacă mă ajutați, mă ajutați și îmi spuneți mai multe date. Dacă sunteți un părinte și considerați că și eu am fațină cum eu, ar trebui să-mi spuneți lucruri mai multe și care m-ar interesa. Dumneavoastră nu aveți o discuție cu ea dacă... Ba da, dar nu am ajuns acolo pentru că am crezut că nu este cazul. Am crezut că este o prietenie copilărească. Inocentă. Păi, la 17 ani, în afară de asta, ei sunt mari de acum, adică, na, le trec și lor prin cap gărgăuni. Eu l-am prins pe ăsta cu, al meu cu prezervative, zic, de unde ai fost, mă? Păi, cu o fată, cu așa, că nu știu ce. Zic, ce fată, mă? I-am dat două și mi-a zis că a fost cu Alexandra. Ce-am să fac? Am să merg la un control. Dacă a avut o scurtă întâlnire copilul dumneavoastră, nu va mai avea de acum încolo. Dacă a avut-o, ce știu eu, de vreo două ore în timpul zilei în oraș. Iar la mine acasă este permanent o menajeră plus bunică sa. Eu vă mulțumesc de informație. Ăsta al meu nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu mai nimica. De ce? Că este frică că a făcut sex sau de ce? De ce nu mai mănâncă și nu mai doarme? Da, fiind drăgostit, nu știu. Da, probabil că nu. Deci v-aș contrazice în poziția în care m-a spus acum, dar nu vreau să par neserioasă. Deci vă contrazic 100%. Copilul meu, am încredere mare, sigur, este fată cu minte. Probabil că pe dumneavoastră vă deranjează prietenia lor. Dar nu este nicio problemă că trebuia să-i spuneți copilul nostru, domnule, retrage-te sau să mă sunați pe mine, vedeți cum facem, că nu îmi place prietenia copilului meu cu fata dumneavoastră. A venit la dumneavoastră acasă? A fost, eu am înțeles că au fost și pe aici. Vă pot ruga să-mi dați numărul de mobil să mai discutăm o dată după ce am să-i fac un control fetiței mele? Ce control, doamnă? Un control ginecologic. Adică vreți... Să vă demonstrez că fata mea nu v-a lezat băiatul. Fata mea nu v-a lezat băiatul dumneavoastră până în momentul ăsta. Nu, că încă este fată cu minte, în primul rând. Și eu vreau să vă demonstrez acest lucru, că eu am încredere în fata mea și că nu s-a întâmplat acest lucru. De ce nu-mi dați voie? Să vă mai zic că există și niște poze pe calculator? Împreună cu băiatul dumneavoastră? Da, s-au filmat pe YouTube, cum se mai cheamă. S-au filmat în timp ce făceau niște lucruri. Puteți să-mi dați aceste poze? Mi le trimiteți pe mail? Dumneavoastră, la cât ajungeți acasă? Aș putea să-mi permit să ne vizităm? Vă dați seama că sunt și eu mamă, ca și dumneavoastră tată, ca și soția dumneavoastră mamă. Nu, soția mea
E plecat în seara asta, dacă vreți puteți veni la mine, nu e nicio problemă. Să n-ajung în acea situație de prost gust ca și fata mea. Ne întâlnim când este soția dumneavoastră acasă, că... Nu, doamnă, dar... Nu fac aluzie, nu vreau să discute după aceea. Doamnă, noi suntem maturi, adică noi avem o anumită vârstă, putem, nu se poate, nu e nicio problemă dacă... Problema e că ăștia sunt mici. Da. Ce fac maturii, asta e de altă treabă. Deci chiar nu mi-e refuz să cred lucrul ăsta. Dar dumneavoastră ce educație ați dat, doamnă? Domnule, nu mă luați așa cu ce educație am dat. E cam vagabonțică e așa. Domnule, jigniți în continuare. Credeți-mă că fata mea de la 7.30 la ora 17 este la firma la 17 la 18 se duce la sală și știu că e la sală, că am fost cu ea la sală. La ora 19 e în casă. Păi da, știu cum sunt fetele astea care sunt ținute în lanț. Și când scapă, rup lanțul, doamnă. Dar nu iese fata mea decât două ore a ieșit săptămâna trecută, s-a întâlnit copilul noastră în centru. Păi și în astea două ore ori fi venit la mine acasă și ori fi făcut. Vă arăt filmul, doamnă. Vă arăt filmul acolo. Bun. La cât sunteți dumneavoastră acasă? Păi acum, doamnă. Stai, mă duc să iau niște bere, niște ce, cu ce vă serviți? Niște... Nu mă serviți cu nimic, că nu e problemă. Alune mâncați? Nu mănânc nici alune, că nu am, vă dați seama că n-am spor în așa ceva. De ce? Păi, nu o să am chef să mănânc, vă dați seama. În fine, asta e mai puțin protocolul, contează. Spuneți-mi unde ne întâlnim. Păi, la mine acasă, doamnă, veniți. Eu nu știu unde stați dumneavoastră, că n-am fost. Eu nu am fost la dumneavoastră acasă. Notați adresa mea. Da. Strada Maior Șonțu, la Radio Zu, Daniel Buzdugan sunt, a fost o farsă. Bravo, nene. Din partea Alexandrei și din partea Biancăi. Da, mulțumesc frumos. Nu vă supărați. Nu mă supăr. Mersi frumos. V-ați speriat? Vă dați seama. Ce le spuneți fetelor? Ce le spun fetelor? Că m-aș bucura ca aceste lucruri să fie întotdeauna o farsă. Să n-aud lucrurile decât să fie farse. Să le aud astea, dar să știu că la sfârșit îmi spuneți că este o farsă. Da. Am înțeles că e foarte controlată fetița. O controlat și la factura telefonică și la fiecare număr. Încercăm să ținem și noi așa cum a spus dumneavoastră să fie bine. Foarte bine, doamnă. Asta e. Sunteți o mamă model și... Vă mulțumesc pentru compliment. Nu, să știți că în ziua de astăzi părinții cam uită să-și educe copiii și asta e foarte important să... Sunteți domnul Buzdugan sau domnul... Domnul Buzdugan. Da. Bine. Și probabil că e la radio. Da. Da. Bine. La revedere, seară bună. Seară bună.